La doar o zi după ce s-a încheiat oficial actualul sezon din Liga Națională de Handbal, trei jucători de la Steaua București, alături de antrenorul Ovidiu Mihăilă, au făcut o vizită la Colegiul Național Elena Cuza din sectorul 6 al Capitalei. Timp de o oră, Andrei Mihalce, Octavian Bizău și Sabin Constantina s-au aflat în mijlocul elevilor de la clasa a 10-a E pentru a promova sportul cu mingea pe semicerc. Sub privirile antrenorului Ovidiu Mihăilă și ale doamnei profesor Cristina Filip, elevii au glumit, s-au antrenat și au jucat un mini turneu alături de handbaliștii de la Steaua. Aflați la capătul unui sezon epuizant, jucătorii roșialbaștri s-au simțit foarte bine în mijlocul elevilor și cred că astfel de acțiuni sunt extrem de benefice pentru ambele părți. Este foarte plăcut să vin aici să lucrez cu niște copii. Mi-a lăsat o impresie foarte plăcută, sincer să fiu. E o activitate foarte frumoasă, ne bucurăm că am venit aici la școală și sperăm să le fi plăcut băieților și să fi făcut ceva frumos cu ei. Trebuie să ridicăm mult mai mult orele de educație fizică, pentru că sunt foarte importante pentru sănătatea copiilor. Antrenorul Ovidiu Mihăilă este de părere că promovarea sportului în școli trebuie făcută la o scară cât mai mare. A fost o plăcere, cred că pentru prima dată și pentru mine o astfel de experiență. Cred că astfel de lucruri vor trebui făcute în clasele primare, vorbim de clasele a patra, de clasele a cincea, a șasea, în momentul în care putem să-i atragem spre handbal și de a încerca să îi îndrumăm și să-i corectăm, să-i perfecționăm pentru acest sport minunat. La final, înainte să se audă sunetul clopoțelului, clasa a 10-a E a primit din partea Fundației Alexandrion și a Clubului Steaua București câteva mingi de handbal pentru a le folosi la următoarele ore de educație fizică și sport.